non il nostro conduttore del rock, se non esce da Porsche a Green, se vede in parte aia. Numele fostei giocatoare a Liz Graham. Revenita la echipă după un an de peripeții, să zicem așa, prin Franța, Suzana Milovanovici, de la Grădinaru, care este timișoreancă și a jucat ultimul sezon la Alba Iulia. Nu vreau să-l dăm uită. I'm very glad. It's new challenge with new, like always, I'm optimist and I'm thinking that we can make. Okay. Hello. Bună ziua. Da. Tu când am venit, v-am spus la Arad, pentru mine a fost o revelație și primul meci de basket, trebuie să mărturisesc, la care am participat. Și primul meci care s-a încheiat cu succes. Am câștigat campionatul României, am fost foarte bucuros și din momentul ăla mi-am dat seama că ar fi păcat să nu continui cu această echipă. Deci e o mișcare socială care îmi place. Este o mișcare care încurajează și oamenii și producția, pentru că echipa ICIM-ul este mândru de echipa de basket. Cred că fetele vor reuși și v-am spus, cred în sportivii vecini, sportivii sârbi, care au un nerv aparte. Știți, o știți și din fotbal și de peste tot. Și mai ales în basket. Iau o istorie destul de frumoasă în basket. Cred că cu noul antrenor și cu fetele care au venit, cu experiența americancelor, acolo din nou se joacă basket bun, vom reuși. Arad, what do you think about this? Well, I'm really very happy to be here again. Like everybody knows, I feel here like my second home, so I'm always glad to come back here. Like I said before, it will be really, really hard season. It will be long and it will be difficult, but ICIM has long history. Last year they did amazing job. They took Championship Cup and Central European League. So there is a big assignment in front of us, but we start very well and we will do our best to repeat what they did the last season. Ce înseamnă pentru tine venirea la ICIM? Este o provocare, dar în același timp mă bucur că pot să fac parte din echipa campioană și sper să ajut cât pot echipa. Ce te-a determinat să vii aici? Faptul că este un antrenor foarte bun și pot să joc și să învăț basket de la jucătoare profesioniste și foarte bune. Ok, mulțumim. Can you tell us something about what it's determined to come here? What does that mean? I mean, it's always fun for when Americans get a chance to come back over here to Europe and play and represent somebody else's country for them. I heard all good things about Romania. I know it's a pretty country. Say something. Can you tell us something? About? What do you want? The dance. This year, well, I'm just coming from the States. I hope to give the people here and the supporters and fans and the director and everybody what they expected. I play hard all the time. I'm a competitor. I hate to lose. So I'm going to give it my best this year. And with the support of the girls, they showed me a lot of love and took me in as I came here. So Mr. Vistich, a few words about the team. But as I said before, the team we start to build, we didn't finish till now. So for sure, like we was talking, the competition will be much serious than last season. And I believe we have good spectators, and for sure we need they to support us.